găsit! Începem cu o informație de ultimă oră. În aproximativ o oră, două parcuri importante, doamnelor și domnilor, din capitală vor fi evacuate din cauza vijeliilor cu grindină prognozate pentru orele următoare de meteorologi. Vorbim despre parcurile Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor din sectorul 4. Și în legătură directă cu noi este Violeta Boierescu, purtător de cuvânt al primăriei sectorului 4. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, doamna Boierescu. Bună ziua! Cum s-a luat această decizie și ce se va întâmpla mai exact? Va fi scoasă toată lumea din parc care se află, iată, în acest moment la plimbare? Da, este o măsură specială de siguranță pe care primăria sectorului 4 o ia prin închiderea celor două parcuri pe care le are în administrare, Parcul Lumea Copiilor, respectiv Orășelul Copiilor, având în vedere această avertizare a meteorologilor de vreme severă pe care meteorologii au anunțat-o pentru capitală în intervalul ce urmează. Și ne gândim în primul rând la siguranța oamenilor și de aceea am considerat oportună această măsură, pentru că vorbim despre două parcuri care sunt foarte frecventate, atât de copii care își petrec vacanța în Orășelul Copiilor, dar și de bunici și de părinților care îi supraveghează sau desfășoară diverse activități artistice în Parcul Lumea Copiilor, în special, recunoscut de altfel pentru faptul că oamenii petrec foarte mult timp în spațiul verde de acolo. Ce informări aș vrea să ne spuneți? Ce informări ați primit până acum de la meteorologii în sensul acesta? Am primit informările oficiale pe care autoritatea locală le primește în situații excepționale, inclusiv cele de vreme severă, plus că urmărim toate fluxurile de informații ori în momentul în care sunt date noi, care pot afecta bunul mers al lucrurilor, așa cum am procedat de fiecare dată, așa facem și acum, suntem proactivi și venim în ajutorul oamenilor. În ce interval de timp vor fi închise parcurile și cum se va proceda exact? Vor merge jandarmii, polițiștii și vor scoate pe oameni de pe aceste spații? Am înțeles. Cele două parcuri vor fi închise începând cu ora 17 din această după-amiază până mâine dimineață la ora 6, când acest cod de vreme severă se va încheia. Iar pentru o cât mai bună desfășurare și pentru o cât mai bună implementare a acestei măsuri, colegii noștri deja s-au mobilizat. Echipele de la pază și echipele poliției locale sunt în acest moment la intrările în cele două parcuri, unde sunt aplicate afișe, au fost montate deja afișe prin care oamenilor li se aduce la cunoștință faptul că nu mai pot intra în parc în intervalul despre care vorbeam. Asta odată, și în același timp colegii noștri s-au mobilizat prin echipele mobile și sunt deja în parc pentru a informa pe cei care la această oră erau în cele două parcuri, cum că de la ora 17 trebuie să părăsească parcurile pentru că ne așteptăm la o vreme severă în București și așa este cel mai bine pentru toată lumea, să evităm eventuale accidentări din cauza vremii severe. Și foarte scurt, au mai fost situații în care ați luat o astfel de măsură? Este prima dată în ultima perioadă când luăm o astfel de măsură, pentru că, așa cum spuneam, suntem foarte atenți la tot ce se întâmplă și, deși până acum nu eram obișnuiți cu astfel de fenomene atât de severe în București, trebuie să ne adaptăm și să facem tot ce ne stă în putință pentru ca oamenii să fie în siguranță. Doamna Violeta Boierescu, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, două parcuri închise, doamnelor și domnilor, până mâine dimineață, începând cu ora 17 din această după-amiază, în urma anunțurilor făcute de meteorologi, privind vijeliile și furtunile anunțate și pentru zona capitalei, pentru că vremea trece de la o extremă la alta și asta s-a întâmplat în foarte scurt timp. Aproape toată țara este deja de 4 ore sub cod portocaliu.